Leol moldovenesc scade atât în raport cu moneda unică europeană cât și față de dolarul american. Pentru 2, 3 și 4 noiembrie BNM a stabilit un curs de 19 lei și 54 de bani pentru un euro, adică cu 10 bani mai mult față de astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 17 lei și 13 bani, respectiv va avea cu un ban mai mult decât prețul stabilit pentru miercuri. Astăzi băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1710 lei și vindeau cu 1720 de lei iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1940 de lei și erau vânduți cu 1950 de lei